Din cauza incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 mai mare de 6 la 1000 de locuitori în municipiul Drobeta-Turnu Severin, începând cu această seară pentru o perioadă de 14 zile, se dispun noi măsuri pentru limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Asta înseamnă că în această perioadă, persoanele nevaccinate nu mai pot părăsi domiciliul după ora 20. Măsurile nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva COVID-19, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Sancțiunile pentru nerespectarea noilor restricții impuse vor fi aplicate în conformitate cu legislația în vigoare.